alanda cu revenul și ajungem în 5 minute, cred. Vaporul ăsta e numai plecat de la Copenhaga. Oprire în Danemarca la Frederikshavn și se oprește la Oslo, în care e la Oslo înapoi și la Oslo înapoi. Aici e o cafe, nu? Aici e un magazin. Asta a fost, coborâm la camion de acum. Merge la camion. Apoi vom primul van în mire. Aici mă întreabă și mine polițaiul ăsta că de ce schimb. Că așa vrea firma. Păi da, n-ai venit după marfa aia? Recontinuarea traseului. Întoarceți unde aveți posibilitatea, pe urmă intrați în sensul giratoriu. Colegul meu are program pentru el într-o direcție, eu am program care pentru mine în altă direcție. Are ceva pentru el de prin zonă, pe aici, că firmul și tracționist la noi. Oslo! Și la a doua ieșire. Cum a sunt zona asta aici? La a doua ieșire. Foarte bine că astăzi nu avem direct, astăzi ce e astăzi, nu mai știu ce e astăzi. Marți, miercuri, apar, na, ce e astăzi? Miercuri astăzi. Sper că joi înseamnă că are plan pentru mine pe weekend. 1,1 km. Vedem. Și am intrat în tunelul de la Oslo. Vă doresc o zi cât mai plăcută, vă las. Și nu uitați, dacă apreciați, nu uitați să-mi lăsați și mie acolo un follow și un like pe YouTube și pe TikTok. O zi bună și tot ce vă doriți. Și o zi cât mai frumoasă astăzi. Salutare!